Fermierii ar putea primi peste 2 ani un sprijin de 177 de euro pe hectar pentru primele 30 de hectare din suprafața totală cultivată, urmând ca pentru restul suprafeței sprijinul să fie de 150 de euro pe hectar. Cel puțin așa declară ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Daniel Constantin. În acest fel, micii fermieri ar fi încurajați să iasă din zona de subzistență, putând începe chiar să înregistreze profit. În prezent este vorba de un acord de principiu, însă se dorește concretizarea lui pe hârtie. Discuții pe această temă au existat între ministrul Agriculturii și reprezentanții tuturor asociațiilor, organizațiilor și patronatelor din sectorul vegetal, zootehnic și industria alimentară. Sprijinul financiar pe care Uniunea Europeană îl va asigura României pentru agricultură va crește anul de la 1,6 miliarde de euro în 2015 la 1,9 miliarde de euro în 2020. La aceste sume se vor adăuga și fondurile alocate de la bugetul de stat pentru anul 2014, sprijinul fiind de 440 de milioane de euro.